Asociația Nevăzătorilor din România a decis să organizeze un meeting în fața guvernului în data de 5 martie, între orele 10 și 14. Cauzele acestei acțiuni sunt indiferența, atitudinea ostilă, chiar discriminatorie a Direcției pentru Protecția Persoanelor cu Handicap la adresa persoanelor cu diferite dizabilități, dar și la adresa ONG-urilor naționale care le sprijină pe acestea. Nevăzătorii solicită o serie de revendicări, printre care indexarea indemnizației lunare de handicap rămasă neactualizată din anul 2008, persoanele cu invaliditate gradul 1 și 2 să beneficieze de bilete speciale de călătorie, acordarea sumelor de la buget potrivit legii asociațiilor naționale ale persoanelor cu handicap pentru a-și putea desfășura serviciile de interes general prevăzute de lege în beneficiul membrilor lor. Din cadrul Asociației Nevăzătorilor din Suceava vor pleca la meeting aproximativ 50 de persoane, în timp ce din județul Botoșani vor participa peste 100 de nevăzători. Informații suplimentare ne oferă președintele Asociației Sucevene, Grigore Baran. Asociația Nevăzătorilor din România se pregătește de organizarea unui meeting pe data de 5 martie la București. Da, va fi un meeting de mai mici proporții, nu chiar cu mii de oameni cum era altă dată, dar va fi. Mulțumim, Asociația Nevăzătorilor din Suceava, ce echipă va trimite? Câți oameni vor fi? O să mergem o mașină cu 40, vor mai fi ceva cu 3, maxim 50. Dacă așa am primit și de la București, că nu cu multă, multă lume acum. Spuneți-mi, sunt șanse să vă rezolvați cumva revendicările? Scopul nostru ăsta este să fie șanse. Acum ce să vă spun dinainte? Eu zic că poate, dacă nu ne văd așa, poate ne văd acolo.